și domnilor, sunt Luminița Iordache, bun găsit în studioul Antena 3 Călăraș. Alături de noi îl avem astăzi pe domnul Dumitru Coarnă, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor. Bine ați venit, și al personalului contractual. Bine ați venit, domnul Coarnă. Bine v-am regăsit și mă bucur că pot să vin în emisiunea dumneavoastră cu mult drag, sigur că, dar n-am mai fost de mult, dar... O să reluăm colaborarea. Reluăm, promit. Știu că ați purtat discuții în ultima perioadă, conducerea IPJ Călăraș și cu domnul președinte Vasile Iliuță. Astăzi. Încercați să găsiți o soluție pentru modernizarea sau mutarea dispeceratului Poliției Județene, care în momentul de față funcționează într-un spațiu inadecvat. Dați-ne un pic mai multe detalii despre acest lucru. Ce doriți mai exact? Păi dorim să... finanțăm un dispecerat modern, pentru că până la urmă, dacă vreți, inima poliției, ca să folosesc o metaforă, este în acel dispecerat. Acolo vin informațiile după care toate acele mecanisme electronice dispun în teren, nu patrulele pe care le avem, ca să soluționăm o speță. Și avem destule, ați observat dumneavoastră, foarte, foarte multe apeluri. Am avut câteva milioane de apeluri la nivel de țară. Și atunci sigur că spațiul este inadecvat. La momentul când a fost făcută acea construcție în anii 80, nu a prevăzut nimeni o dimensiune de acest tip. Și clar, acea încăpere este inadecvată, personalul este insuficient și se creează niște frustrări, că mi se pare normal să ai frustrări profesionale în momentul în care nu ai spațiu adecvat, nu ai aparatură necesară, nu ai ceea ce trebuie ca să vii și să... transmiți informația corectă, să primești corect, să transmiți corect către patrulele din teritoriu. Se creează și o anumită stare conflictuală în cadrul conducerii IPJ Călăraș, pentru că se dorea sau se dorește o relocare din spațiu în spațiu într-un efect cascadă, lucru care până la urmă, în opinia mea cel puțin, o să producă anumite impedimente ale celor care practic lucrează în birouri, unde mulți dintre ei au investit din bani proprii și au, cumpărat mobilier, calculatoare, au zugrăvi și așa mai departe. Există această soluție ca dispeceratul să fie mutat în altă locație? Există posibilitatea. Asta e vorba de finanțare. Și am vorbit cu domnul președinte Iliuță acum câteva minute, dacă există de principiu acordul dumnealui, pentru că vorbim de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, înființată prin legea 218 din 2002, organ consultativ care funcționează pe lângă Consiliul Județean, și să găsească o soluție să finanțăm. Deci o finanțare prin ATOP. Prin ATOP. ATOP, noi nu avem bani. O finanțare prin ATOP a unui dispecerat modern în cadrul IPJ Călăraș. Și domnul Vasile Iliuță mi-a promis clar că se va ocupa personal de acest aspect. După emisiune o să detaliem și anumite elemente. Sigur că săptămâna viitoare o să mai vin o dată de două ori ca să punem la punct în detaliu tot ceea ce înseamnă această finanțare. Să vedem care vor fi soluțiile și pe termen scurt până la urmă, că dacă vorbim de relocare trebuie să găsesc un spațiu adecvat, dacă vorbim de, modernizare. Modernizare, da, probabil ai spațiu cam micuț acolo. E nevoie de un spațiu mai mare ca să modernizezi, sigur. Avem soluții, o finanțare, igienizare, schimbat aparatul și mai departe. Problema de fond este spațiul cam îngust. Aveți nevoie doar de spațiu mărit sau aveți nevoie și de investiții în aparatură? Păi și una și alta. Avem nevoie și de un spațiu mărit, avem nevoie și de investiții în aparatură, avem nevoie și de personal calificat și adecvat la numărul de funcții din statul de organizare. Eu cred că trebuie, și am discutat lucrul ăsta și cu domnul Iorga, trebuie, și am înțeles că se va face lucrul ăsta, să mai înființeze în organigramă încă o funcție pentru operator la 112 la poliție. Avem decât unul singur 24 de ore, ceea ce sigur că e problematic. Uitați-vă la Caracal ce s-a întâmplat cu acele apeluri succesive, unde operatorul a fost obligat să închidă o linie ca să poată deschide o altă convorbire. Dacă îmi spuneți că avem un singur operator pe 24 de ore, înseamnă că oricând la Călăraș se poate întâmpla același lucru, ținând cont că operatorul este unul singur, iar apelurile vin în cascadă. Sunt, deci, cred că 80% din inspectoratele județene de poliție în momentul de față funcționează cu un operator pe tură. Eu am discutat și am înțeles că în termen foarte scurt vor fi majorate acele organigrame în ceea ce privește operatorii 112 de la 5 la 10 persoane, înseamnă 2 operatori pe tură. Dar unde se blochează în momentul de față? Organigrama nu permite angajarea sau nu sunt oamenii interesați să vină spre domeniul ăsta? La finanțare. La finanțare se oprește. E vorba de lipsă de finanțare în zona respectivă.
Și atunci, sigur că noi avem bani, nu se înființează acele funcții, că ele trebuie bugetate. Nu ai buget, nu o dezvolți, că nu poți plăti salarii. Și nici după această tragedie, ce s-a întâmplat la Caracal, nu s-au luat în discuție? Adică nu se încearcă o soluție? Totuși, situația a fost... S-au luat în discuție aceste aspecte, dar tot la bani ajungem. Se caută soluții, se caută finanțări. Nu întâmplător, eu am fost la domnul președinte Iluță, pe care îl cunosc de foarte mult timp. Sigur că dumnealui nu poate să fie, sau dumnealui, ATOP-ul, nu poate să financeze salarizarea. Acolo e o problemă de Ministerul de Interne, dar ATOP-ul poate să financeze dotarea, să financeze, știu eu, poate chiar să construim un sediu nou, modern. Acolo se poate face prin ATOP această finanțare. Am înțeles. Știm, au dat o statistică, a fost de curând ziua numărului 112 și la vremea respectivă s-a făcut publică o statistică cu apelurile false. Foarte multe apeluri. Aproape un milion. 900.000 de apeluri false. Asta spun. Am avut speța recent acum de la unde? Din Bulgaria, când a anunțat că e sechestrată în mașină. Că este sechestrată și au fost mobilizate forțe. Și o problemă de educație. Este o problemă de educație pentru că acel om care folosește apelul în mod abuziv sau fals, trebuie să gândească, el atrage niște forțe într-o zonă a falsului și există posibilitatea ca un om să-și piardă viața pentru că nu avem patrule disponibile să trimitem la un alt apel. Aici e o problemă de educație și trebuie să lucrăm sacadat aici, trebuie să lucrăm consecvent ca să putem să fim înțeleși și oamenii să conștientizeze că acel apel 112 se folosește doar în situații de criză și în situații de urgență clare, accident, știu eu, scandal de amploare, tentative de omor și așa mai departe. Nu folosim apelul 112 doar pentru simplu motiv că am o durere de cap și că, bun, și acolo ar fi o motivare, dar când vorbim de cele false, clar, nu există niciun... Glumele, că unii sună doar să se amuze. Nu, eram șef de post la Grădiște și am primit apel 112, accident mortal, 3 mașini cu 7 morți. La ora 1 noaptea. M-am deplasat cu salvările de la Spitalul Județean, am căutat toată zona până aproape de ieșire din Ciocănești, pe DN31. A fost la fel fals, un grup de tineri, la o petrecere, pe fondul consumului de alcool, s-au jucat cu telefonul mobil. I-am identificat a doua zi, i-am sancționat contravențional. Dar câte forțe și mă uitam, câte forțe am dislocat în noaptea respectivă ca să mergem să verificăm acel apel fals. Cât de ușor pot fi identificați cei care apelează fals numărul 112 și cum pot fi sancționați ei? Păi, acum ați văzut că s-au majorat sancțiunile la... Am văzut. Ați văzut și era normal să fie sancționat. Identificăm după telefoanele mobile, sigur că rămân înregistrate în dispeceratele noastre apelul de unde a fost. Acum, sigur, dacă și deținătorul este... Pentru că s-au mai întâmplat, am avut un alt apel fals, apel adică cu să nu fie apel de la un telefon public. Să nu fie, asta voiam să vă zic, da. Să nu fie apel de pe cartelă sau telefon public. De regulă, acum și cartelele prepay vor fi înregistrate și mi se pare corect. Da. Pentru că dar telefoanele publice sunt pe cale de dispariție, nu știu cât mai e. Mai sunt, ori mai fi, undeva. Știu că eu am avut, tot la Grădiște, fiind șef de post, am avut un apel de la Bogată, de la un telefon public. În Bulgaria am văzut telefoane și telefoane publice. Au pus bombă la... Parlamentul României, ceva de genul, mi-am inteles, sunt ani de atunci, dar am avut și apeluri de acest tip. Și trebuie luat în considerare orice apel? Obligatoriu, ne-am dus la fața locului cu echipa operativă, cu criminalist, am efectuat cercetări categoric, da, nu poți să lași în nelucrare un apel cu amenințare cu bombă. Dumnezeule mare, nu, așa ceva, nu. Chiar dacă eu am ipoteză de lucru și un fals al apelului, eu trebuie să-l verific. Sunt obligat să-l verific. În discuțiile cu domnul președinte Iliuță, ați stabilit o dată, adică până la sfârșitul anului, de exemplu, să începeți aceste lucrări sau încă sunteți... Am apucat să-i smulg promisiunea domnului președinte, am venit la dumneavoastră după ce facem această discuție pe care dumneavoastră bănuiesc o să o transmiteți în cursul zilei de astăzi, o să stabilim detalii. Am apucat de a-i smulg promisiunea domnului președinte Iliuță și știu că e om de cuvânt, ori de câte ori a promis un lucru, s-a ținut de cuvânt. Și sunt convins că vom găsi o soluție pentru că până la urmă dispeceratul poliției județene, dacă vreți, așa folosind o metaforă, este inima poliției. De acolo se centralizează toate informațiile, de acolo avem, dacă vreți, tot ceea ce înseamnă comandă a poliției în sensul în care să trimitem echipajele spre acele... Coordonarea unei acțiuni. Categoric. Și avem, ați văzut, slavă Domnului, iarna, acțiuni zăpezir și așa mai departe, viscole puternice, suntem într-o zonă predispusă și sigur că e nevoie de un dispecerat modern, o
clădire care să satisfacă din toate punctele de vedere, atât al spațiului cât și al dotării cu aparatură electronică. Cu aparatură. Profit de prezența dumneavoastră în studio. Chiar voiam să discutăm și să abordăm un pic un alt subiect. În urmă cu 3 luni făceam o emisiune în care am stat de vorbă cu șeful IPJ, șeful jandarmeriei și șeful poliției locale legată de consumul de droguri și etnobotanice. Toți trei mi-au dat același răspuns. Nu avem, în ceea ce privește consumul de substanțe etnobotanice, nu avem ce face. Doar prindem consumatorul și dăm drumul. Legislația nu ne permite sancționarea consumatorilor. Fenomenul a luat amploare în ultima perioadă, cel puțin în județul nostru. Avem înregistrați consumatori de astfel de substanțe încă de la vârsta de 10 ani. Situația nu este foarte bună. Ce putem face? Există posibilitatea unor schimbări legislative sau ce putem face pe segmentul acesta? E o problemă foarte delicată. Sigur că e o problemă din reglementare. Consumatorul nu se sancționează și mi se pare normal să fie așa, pentru că imaginați-vă ce facem. Sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți odată și doi, noi trebuie să lucrăm unde? Să lucrăm la ce? La acele instituții care să-mi convingă, să-mi educe și să ducă la dezintoxicare, pentru că în statele civilizate așa se procedează. Nu putem să ducem toți oamenii la închisoare acum. Sigur că eu sancționez deținătorul, sancționez rețelele de crimă organizată care pun în valoare, care vând și fac profit. Știți care e piața în Europa din droguri? Știți care e valoarea ei? 25 de miliarde de euro. 25 de miliarde de euro este piața de... Dar aici vorbim despre etnobotanice. Dacă se știe exact efectul unui drog folosit de... Nu, noi am pornit de la sancțiune, din reglementare. Da. Eu, unul, nu sunt adeptul să modificăm legea și să sancționăm consumatorul. Nu sunt. Eu cred că acel consumator trebuie ajutat. Mai ales că avem vârste foarte, foarte mici. Nu cred că profită nimănui acum să trimitem la închisoare copii de 15, 16 ani, 18 ani. Eu cred că trebuie să lucrăm la acele instituții, începând cu educație și cu acele instituții care să vină în ajutor, în sprijinul lor. Dar știți foarte bine că în momentul de față în România sunt foarte puține centre, cred că le poți număra pe o mână, centre de dezintoxicare. Haideți să finanțăm centre de dezintoxicare. Haideți să le înființăm, haideți să le finanțăm. Dacă fac închisoare, ce fac? Nu realizez nimic. Omul ăla, chiar îl distrug. În discuțiile purtate cu președintele Consiliului Județean în urmă cu ceva timp, ne spunea că are în vedere construirea unui astfel de centru, dar la fel este doar la stadiu de intenție, de proiect, urmează a fi aplicat. Dar asta vă întreb, sunt foarte mulți, dumneavoastră spuneți, bun, nu-i sancționăm, nu-i băgăm la închisoare, dar sunt foarte mulți. Nu sunt eu adeptul acelei idei. Acum, dacă dumneavoastră sunteți, n-am o problemă, că de-aia e frumoasă democrația, știți, să avem o părere contrară, mi se pare normal. Eu nu sunt adeptul ideii sancționării consumatorului. Nu sunt. Pentru că ușor îl duci la închisoare. Problema de fond este reeducare. Problema de fond eu mai pot recâștiga pentru societate pe acel om? Nu. Dacă l-am dus în închisoare, vă garantez eu că nu-l mai reeducăm. Foarte puțin. Acolo învață altceva. Acolo se specializează și în alte tipuri de infracțiuni. Adică îl pierdem. Ori acele centre care ar trebui să funcționeze pe lângă, nu știu, pe lângă spitale de dezintoxicare, cred că acolo ar trebui să umblăm un pic, acolo ar trebui să finanțăm și să încercăm să-i scoatem din această problematică a drogului. Drogul e o substanță foarte păcătoasă, foarte periculoasă. Dacă ești prins, greu, foarte greu să creează starea de sevraj. Sunt niște lucruri, numai medical se poate. Să știți că din drog se iese tot prin drog. Medicamente. Cu doze mai mici. Și chiar drog, doze mai mici. De-aia e bine să analizăm cu multă bine, consumatorii rațiune. Au nevoie și de suport psihologic. Este un proces mult mai elaborat. Acele centre, sigur că vor avea și... Sigur, obligatoriu. Să dea Dumnezeu, că domnul Iliuț îl știu, un om ambițios și poate reușește și acest proiect. Vă dați seama, ținând cont de numărul mare de consumatori, chiar nu știu în momentul de față unde merg acești copii, acești consumatori. Nu știu dacă există centru la București, mi se pare că există un centru la București. Există, da. Iar în altă parte în țară... Nu prea există. Nu prea. Problema de fond este și la acele rețele de crimă organizată care practic pun în vânzare și care scot pe piață aceste produse. Cred că trebuie umblat acolo și aici e vorba de identificare și de tragere la răspundere penală, pentru că acolo putem, legea ne permite să identificăm și să instrumentăm dosare penale și sigur că acolo sunt de acord cu închisoarea, pentru că
ei în mod conștient fac acel lucru, știu că drogul are un efect nociv asupra organismului, dar v-am spus, piața financiară în Europa este de 25 de miliarde de euro. Când vorbim despre... Una este să vorbim de droguri. La droguri se știe foarte clar efectul. Da. Este studiat de ani de zile, se știe. E, când vorbim despre etnobotanice, nu putem să știm ce substanțe au fost folosite. Dealerii. E mult mai complicat. Este mult mai complicat, da. Asta vă spun. Și este mult mai periculos consumul, pentru că nu știi ce efect are asupra organismului. Iar dealerii... periodic schimbă substanțele, nu știi ce vând, nu știi ce efect are asupra sănătății. Este corect ceea ce spuneți, dar în acele centre eu cred că există posibilitatea unei analize și unei statistici atent făcută și putem să și la un moment dat, după știu eu, una, două, trei etape pe care le avem parcurse cu consumatorii de acest tip de etnobotanice, putem să stabilim și o anumită modalitate de sau conținutul acelor substanțe, pentru că ei le schimbă. Sigur că le schimbă. Sigur că pentru ei nu contează viața omului, sănătatea lui, contează doar banii pe care profitul. Obține profitul pe care... din această activitate ilicită. Dar sunt două lucruri distincte. Odată, sunt adeptul centrelor de dezintoxicare, de reabilitare, fără sancțiune pentru consumator, iar dincoace putem înăspri sancțiunea penală la cei care dețin și care scot pe piață aceste produse. Deci se poate face. Acolo, se da. Poate lucra la legislație. Sigur că da. Sigur că da, dar atenție mare, doar la deținători și la cei care scot. La deținători, am înțeles, dar în momentul de față sunt purtate discuții pe această speță pentru modificarea legii sau înăsprirea sancțiunilor în acest domeniu? Unica autoritate legislativă este Parlamentul României. Da, dar până la Parlament trebuie să vină cineva din teritoriu care să ducă problemele înregistrate și problemele semnalate în teritoriu noi și să le facă cunoscute. La nivel de organizație sindicală am sesizat, dacă vreți, Ministerul de Interne și cei care mai au drept la inițiativă legislativă pe această temă. Sigur că sunt discuții, sigur că sunt anumite proiecte, sigur că toată lumea încearcă să corecteze într-un fel și să găsească soluția optimă. Dar în dezbatere publică nu am văzut la momentul ăsta. Sunt doar la nivel declarativ, sunt doar așa, anumite, știu eu, proiecte pe care le gestionăm doar din punct de vedere al comunicării publice. Inițiativă legislativă, la nivel de consultare publică, nu am văzut în momentul de față, în ceea ce privește deținerea. Deținerea, am înțeles, da. Și năsperea sancțiilor. Avem legea 143, care eu zic că este cât de cât îndestulătoare, dar se poate lucra, nicio lege nu-i perfectă, orice lege poate fi. Dar știți prea bine că deținătorii substanțelor interzise și etnobotanicelor și-au făcut un sistem care funcționează foarte bine. În momentul în care îl prinzi, are doar cantitatea care poate fi încadrată la consum. Se transformă în consumator. Exact. Acum, și sunt foarte greu de identificat. Asta e viața anchetatorului. Trebuie să știe să aibă acea sclipire, acel feeling ca să facă raportul de cauzalitate între fapte și făptuitor și să îl trimită în judecată dacă e deținător. Da. Mai sunt niște principii de drept și se spune așa, decât un nevinovat în închisoare, mai bine 10 vinovați pe afară. Adică trebuie să avem grijă la lucrurile astea, pentru că întotdeauna noi privind din afară, spunem, domnule, sunt 200 de ani de închisoare, dar nimeni nu-și pune problema dacă aș fi eu într-o situație de eroare judiciară, ce s-ar întâmpla. Mi-ar conveni ca eu să plătesc. Eu cât am lucrat și cât am instrumentat dosare penale, întotdeauna am avut grijă la probe. Adică adevărul judiciar, că noi vorbim de un adevăr judiciar, trebuie să fie bazat pe probă și pe mijloc material de probă direct, fără dubii. Fără dubii, că așa, sigur, probele sunt de mai multe tipuri, le putem discuta într-o altă emisiune, mijloace materiale de probe. Dar întotdeauna am avut grijă și nu am forțat reținerea ori arestare preventivă acolo unde aveam dubii. In dubio pro reo, dubiu acționează în favoarea făptuitorului. Și trebuie să pornim la premiza asta. Că așa, sigur, puteam să forțez, puteam să rețin că aveam dreptul, eram organ de cercetare penală, organ de poliție judiciară, aveam dreptul să rețin 24 de ore. Dar cântăream foarte mult când introduceam un om în arest, pentru că puneam problemele exact așa cum am spus aici. In dubio pro reo, niciun nevinovat în închisoare. Și atunci, sigur, când eram foarte bine probele, mijloacele materiale de probe pe care le aveam la îndemână și abia în momentul când vedeam și certificatul de cazier judiciar, pentru că sunt mai multe elemente care duc la o concluzie de reținere și arestare preventivă. Am înțeles. Domnul Cornei, să încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă mai așteptăm cu noi detalii despre dispecerat. Când veți avea? Păi, cred că o facem cu dumneavoastră în primire absolută și eu am încredere în domnul Iliuță că o să rezolve această problemă. Cu siguranță, vă mai așteptăm.
Reprezentanții Sindicatului Polițiștilor din România v-au solicitat să găsiți o soluție pentru mutarea sau modernizarea actualului dispecerat din cadrul IPJ Călăraș. Spuneți-ne ce soluție ați găsit sau cum decurg discuțiile pe această temă? Da, așa este. Ieri am avut o discuție cu președintele Coarnă Dumitru al Sindicatului Polițiștilor, în care am dezbătut nevoia urgentă pentru a moderniza dispeceratul sau a crea un nou dispecerat cu tehnică modernă și cu tot ce au nevoie pentru a îmbunătăți, să spunem, activitatea polițiștilor din județul Călăraș. Am fost de acord cu solicitările domniei sale, am spus că către ATOP să facă o solicitare comandantul poliției județene, am vorbit și cu domnia sa și a fost de acord să vină cu o solicitare încât să asigurăm sumele necesare pentru a putea să modernizăm, în primă fază, să modernizăm dispeceratul poliției județene Călăraș. Să înțeleg că în primă fază se va moderniza actualul sediu, apoi se va lua în discuție posibilitatea mutării dispeceratului într-o altă locație? Da, așa este. Viitoarea locație pe care noi am indicat-o e Prefectura Județului Călăraș. După modernizare, că noi avem deja scos la licitație construcția prefecturii, fosta prefectura județului Călăraș, Palatul Administrativ, să putem să-l reabilităm și să-l modernizăm și acolo să fie viitoarea locație a dispeceratului modern, cu construcție și cu aparatura tehnică pe viitor. Se va găsi o soluție de finanțare prin ATOP sau mai exact la ce v-ați gândit? Prin ATOP, la solicitarea ATOP, să venim în fața Consiliului Județean și să punem la dispoziție sumele pe care le solicită această modernizare printr-o analiză pe care o va face specialiștii în IT de la Inspectoratul Județean de Poliție. Veți da finanțare doar pentru modernizarea sediului sau și pentru o aparatură nouă achiziționată? Și pentru aparatură nouă și pentru modernizarea sediului actual. Actual. Pentru că noi vrem să avem toată baza pe care o solicită să fie pusă la punct, să fie actuală pentru a putea să intervină prompt pentru solicitările pe care cetățenii județului Călăraș o au prin dispeceratul de poliție județean. În momentul în care va fi licitația câștigată pentru sediul prefecturii, lucrările de la sediul prefecturii, care este termenul de finalizare? Finalizare, da. 36 de luni. 36 de luni. 3 ani de zile din momentul în care semnăm contractul de atribuire pentru construcția și reabilitarea prefecturii. Aici avem o situație mai specială, pentru că nu poate să se înscrie la licitație oricine, sunt numai firmele acreditate pentru monumente istorice. Avem monumente istorici clasa A, în care cei care se vor înscrie trebuie să dețină dreptul de a putea să vină să construiască monumentele istorice categoria A. Am înțeles. Deci actualul dispecerat va funcționa unde este în momentul de față. Abia după 3 ani, când veți finaliza lucrările de la prefectură, există posibilitatea sau va fi luată în discuție mutarea acestuia într-un sediu nou? Da, sau poate mai devreme, dacă recepționăm parțial o anumită sau încăperile pe care le vom planifica să fie dispeceratul județean de poliție.